Bine v-am regăsit la Meditații pentru Părinți, locul în care descoperim cum să fim cei mai buni părinți pentru copiii noștri. Eu sunt Alex și încerc să fiu cel mai bun tată pentru Marc și astăzi, pentru că se apropie Crăciunul, mi-am propus să aflu răspuns la o întrebare care cred că pe mine cel puțin mă frământă de multă vreme. Dacă există o zi specifică care ar trebui să împodobim bradul și dacă este această activitate la care ar trebui să participe și copiii. Ca să mă lămuresc, am invitat alături de mine pe Otilia Mantelers, specialist în parenting. Bună Otilia, bine ai revenit! Bună Alex, bine te-am regăsit! Deci, există vreo dată specifică, conform specialiștilor, în care trebuie să împodobim bradul sau e... Eu cred că specialiștii trebuie să mai tacă câteodată. Ok, deci lăsăm 5 minute, de... nu spune nimic. Da. Nu, voiam să zic că trebuie să mai tacă câteodată în a da sfaturi de când să împodobim și cum să împodobim brad. Deci aici eu chiar cred că fiecare familie știe momentele ei, dar știu multe familii care încep pe 1 decembrie și își fac bradul chiar pe 1, că vor să aibă casa decorată o lună sau chiar mai mult. Alții de Sfântul Neculae, alții chiar în ajunul Crăciunului, deci fiecare familie cu tradițiile ei. Și acum, spuneai tu, dacă să fie și copii, dacă să participe și copii, eu cred că e un moment frumos la care să participe și copiii, pentru că ritualurile astea sunt importante pentru familii, da? Și în ziua de azi avem din ce în ce mai puține ritualuri, din păcate, pentru că nu mai suntem așa de conectați la ritualuri, da? Omenirea era... Înainte de anul 2000, înainte de anul 0, da, omenirea era foarte conectată la ritualuri și la partea asta de senzații corporale și la dansuri și așa. Ei, acum nu mai suntem și trebuie să ne suntem foarte axați așa pe gândire și pe rațiune acum și atunci hai să profităm de fiecare ocazie și să avem câte un ritual. Așa este, eu pot să povestesc cum se întâmplă la noi, da. În sensul că încercăm să fie un obicei de familie, e mai degrabă un obicei al părinților cu copilul care se uită, știi, și el se joacă pe lângă noi și mai degrabă ne încurcă cu diferitele chestii. Acum el da. Are un panou de basket în casă și atunci probabil că o să tragă cu mingea și să ne dea mai mingi în cap în timp ce noi împodobim bradul, dar bineînțeles la sfârșit va spune că și el a împodobit bradul și va fi foarte mândru de el, dar până la urmă cred că e vorba de a ierta copilul și a încerca să transmită mai departe această tradiție de a face lucruri împreună. Împreună, nu? Cred că despre asta e vorba și mai ceva, în timp ce povesteai, mi-am adus aminte că bradul meu de acasă nu arată deloc estetic, da? Pentru că au împodobit copiii și ei spun așa că să punem, mai ales fetițele mele, să punem nu știu ce decorațiune acolo, după aia fac ei din hârtie și sunt foarte frumoase, dar nu sunt estetice. Eu nu le-am spus lor asta și sper să n-asculte emisiunea, dar când mă uit la bradul ăla zic, Doamne, uite, vată pe acolo, globurile amestecate, apoi mă surprind când văd un brad din ăla super frumos, estetic, așa, știi, ca din mall, ca din shopping mall, și zic, wow, copiii zic, wow, ce brad frumos. Și eu în gândul meu zic, bine, și dacă îl vedeți pe ăsta acasă, de ce nu faceți și voi unul la fel? Da? Și atunci, eu aș spune că pentru a-i coopta în ritualurile astea, noi trebuie să le dăm lor mână liberă. Ok, ornăm bradul cum ne place și nouă, da, punem globul ăla sau măcar steaua din vârf, hai să o punem cum vrem noi părinții, dar să le dăm și lor libertatea de a-l împodobi cum vor ei, chiar dacă nu este atât de estetic. Tu măcar ai globuri și betele în el toată perioada când stă bradul. La noi jumătate din brad îl împodobim cu turtă dulce și cu alte chestii pe care, mă rog, mai degrabă eu decât copilul le mâncăm, dar la sfârșit este un brad golaș pe care trebuie să-l aruncăm. Da. Dar da, sunt de acord cu tine că e o chestie la care asta cu bradul perfect sau cu bradul cum arată la televizor e frumos când îl vezi la alții, dar e mai frumos bradul de la tine de acasă care e făcut de copil sau așa cum a crezut el că trebuie făcut. Da, da, exact. Otilia, mulțumesc frumos, nu mai lămuri foarte de mult, să știi. Nu știu dacă am reușit să-i lămurim pe ascultătorii noștri. Îmi pare rău că nu. Pare că noi ne-am simțit bine în această emisiune. Exact. Îți mulțumesc frumos. Doamnelor și domnilor, eu aș spune așa, haideți să împodobim bradul împreună cu copiii noștri, că asta e cel mai important, și haideți să, indiferent cum iese bradul împodobit, să ne bucurăm de el, să le spunem copiilor că este un brad minunat, pentru că, până la urmă, dacă lor le place și dacă nouă ne place, contează mai puțin ce cred alții despre bradul nostru. Da. Vă reamintesc, gata, ai zis tu, da, înseamnă că așa rămâne. Vă reamintesc că puteți asculta toate înregistrările emisiunilor noastre pe itibiții.ro și mai ales vă reamintesc să le spuneți copilor voștri în fiecare zi cât de minunat sunt. Pa, pa!